Dragii mei, bine v-am regăsit în această dupămează la actualitatea Hunedoreană, în această zi care pentru noi e frumoasă, pentru alții din altă parte a țării nu e chiar așa de grozavă. 20 ianuarie 2016, o zi în care totuși temperaturile sunt destul de zgârcite. Astăzi vom face un pic de um, agricultură și nu numai cu directorul executiv al Camerei Agricole Județene, Călin Marian, care este invitat. Astăzi la noi este invitatul nostru. Bine ați venit, domnule director, și Bine. la mulți ani pe 2016. Bine v-am găsit și la mulți ani și dumneavoastră, și telespectatorilor care ne urmăresc. Cu drag, vin de fiecare dată la emisiunea noastră pentru că discutăm și pe concret în același fel. Suntem de aceeași meserie, până la urmă, și putem să transmitem informații calde, la obiect, despre ce înseamnă. Dezvoltare rurală ce înseamnă viața la țară, ce înseamnă proiecte, ce înseamnă camera agricolă. Da. Haideți să facem un scurt remember pe 2015 ce a făcut camera agricolă județeană și cam ce își propune pe 2016, pentru că, dacă am înțeles bine, va fi o continuitate în anumite proiecte și vor fi și alte proiecte noi. Da, 2015 a fost un an, zic eu, bogat în evenimente și în acțiune ale Camerei Agricole, pentru că lucrăm pe mai multe paliere și uh, s-au văzut lucruri concrete, în special pe partea de cursuri unde avem autorizate cele patru tipuri de cursuri, și anume uh, partea de zootehnie, creșterea animalelor, avem cultura vegetală, avem pomicultura și avem uh, apicultura unde am avut peste 200 de cursanți anul trecut, cursanți care implicit sunt doritori de absorția fondurilor europene și știm foarte bine și am mai discutat în emisiunile trecute că acei tineri, acei fermieri care doresc să acceseze un fond european pe nouă program de dezvoltare rurală, pe măsurile de ferme familiale, pe tânăr fermier, pe partea de dezvoltare fermă, au o bonificație în plus dacă dacă au absolvit un curs. Deci au un punctaj în plus. Și oricum, chiar dacă nu are cursul terminat sau nu are cursul început, trebuie să termine acest curs de calificare până la ultima cerere de plată depusă într-un proiect de finanțare pe, pe fonduri europene, pe palierul de dezvoltare rurală. Și atunci, lumea este interesată, lumea vine, lumea se înscrie la cursuri, și avem și uh, anul acesta un curs, două cursuri în derulare. Uh, deci, iată că se poate, și până la urmă este și un principiu sănătos, pentru că nu se poate să nu. Uh, nu se poate să derulezi o afacere dacă nu ai niște cunoștințe minime. Și aceste cunoștințe se pot uh, acumula prin cursurile, participarea la cursurile de la Camera Agricolă. Asta este una dintre activitățile și zic eu una dintre cele mai importante activități ale Camerei Agricole. O altă activitate foarte importantă este cea de consultanță în ce privește tehnologiile atât pe partea de zootehnie cât și pe partea de, de cultură vegetală. Abordăm uh, consultanță pe toate palierele și pe fiecare specie în parte, pe fiecare cultură în parte, dăm sfaturi atât pe partea de protecție a plantelor, cât și pe partea de, de mentenanța unei ferme. Și am avut sute de oameni care i-am îndrumat, i-am sfătuit cum să-și poată desfășura o activitate economică. Până la urmă, știți cum e, toată lumea se pricepe la agricultură și la fotbal. Dar ca să și reușești să dai gol, să zic așa, trebuie să respecti niște verigi tehnologice, să respecti niște pași, să demonstrezi că am văzut cum a fost anul 2015 din punct de vedere a greutăților care apar pe piață, a prețurilor, a condițiilor meteorologice și așa mai departe. Deci asta e a doua activitate foarte importantă. Ca să demonstrăm fermierilor, și legat de acest lucru, am făcut uh, niște loturi demonstrative și am trecut. Am uh, avut loturile pe cereale, unde uh, am mers împreună cu fermierii, am văzut pe fiecare fază te tehnologică, iar la momentul recoltării am făcut comparații. Da, domnule, ăsta e în... și am avut o colaborare bună cu stațiunea de cercetare de la Turda, iar uh, s-a demonstrat în câmp, în parteneriat cu niște fermieri, am care sunt soiurile pretabile pentru zona județului Hunedoara. Iar anul acesta continuăm cu o demonstrație practică cu o firmă mare de, de semințe pe partea de porumb, unde la fel înființăm, adică semănăm mai mulți hibrizi, iar la urmă urmărim și facem studiu de cas pe fiecare hibrid în parte, iar la urmă să dăm datele fermierilor care este retabilitatea maximă pentru fiecare hibrid în parte, în funcție de zonalitatea culturii. Un alt lucru care l-am început în 2015 și eu zic că este un lucru extraordinar și anume amenajamentele pastorale. Fapt pentru care am, am am terminat trei amenajamente pastorale și a fost un lucru de să zic eu, de început ca activitate pentru camera agricolă. Pentru că știm foarte bine prin legea 34 a pajiștilor, fiecare primărie trebuie să-și întocmească amenajamentul pastoral în scopul de a putea să închirieze crescătorilor de animale aceste pășuni și fânețe care le au în proprietatea privată a comunei. Și am terminat trei ameneajamente, după cum am spus, și mai avem un lucru încă, încă două amenajamente. Ca să înțeleagă telespectatorii, explicați-ne, vă rog, ce înseamnă un amenajament pastoral. Un amenajament pastoral înseamnă un studiu complex care se face pe o suprafață de pășune sau fâneață în care sunt specificate începând cu condițiile agrometeorologice, condițiile pedoclimatice, se face un studiu de sol, analize de sol, se identifică tot ce înseamnă floră la nivel de, 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 solă și de parcelă și de suprafață în integrum, care sunt uh, compoziția floristică a pășunii, să vedem dacă trebuie îmbunătățită, nu trebuie îmbunătățită, cam care este starea de facto uh, din punct de vedere a lucrărilor care trebuie făcute, curățiri, uh, amenajare de drumuri de acces, amenajare de surse de apă, uh, studiu implicit a fiecarei parcele uh, în parte și să vedem uh, care este gradul de aciditate a solului, care este tipul de sol, care sunt lucrările de amendare, dacă este un sol acid, dacă este un sol bazic, cu ce trebuie să colectăm aciditatea sau bazicitatea. Deci, efectiv, este un studiu complex și uh, demonstrăm sau dăm o oglindă clară a ceea ce înseamnă pășunea respectivă sau funeața respectivă, pentru, că, pentru ca să-i fie pe, pe, de bun folos utilizatorului de pășune. De ce trebuie? Cu ce ajută acest amenajament pe cel care folosește suprafața deci, respectivă? În primul rând, îl ajută în raportul de închiriere cu primăria, pentru că în urma amenajamentului pastoral poți să stabilești exact prețul închirieri sau concesiunii. Și că e o formulă foarte clară de calcul. Producția medie de masă verde, înmulțit cu prețul mediu a masei verzi, dat de către statistică, de către Consiliul Județean, din care se scad cheltuielile prevăzute în amenajamentul pastoral. Și aici cheltuielile pot să apară. Cu întreținerea pășunilor. Sunt întreținere foarte multe. Întreținere care se face prin curățiri, prin îndepărtarea vegetației lemnoase, vegetației, cu lemnoase, cu vegetației nedorite, da? Exact. Prin amendamentele care se dau, prin îngrășămintele care se dau, prin amenajarea uh, drumurilor de acces, prin amenajarea surselor de apă. Prin sămânțări deci, supra, supra Deci, uh, ideea este să le arătăm că sunt o grămadă de lucrări care trebuie să se facă pentru a a mări potențialul agricol al exploatării acestei pășuri. prin acest amenajament se iasă din această haiducie, să spunem, care există acum, la ora actuală, când foarte multe persoane, cu sau fără animale, au suprafețe uniori extrem de întinse și nu prea știu pentru ce le-au luat. Da, am uitat Beneficiază să spun de, că de, de foarte uh, niște bani... Foarte important este uh, uh, stabilirea încărcăturii minime și maxime cu animale pe o suprafață de teren, pe un hectar, de exemplu. Exact. Și știm foarte bine că ca să poți să, să primești o subvenție de la APIA, da? trebuie să ai minim 2 la hectar, minim o vacă la trei hectare. Dar nici ca să iei uh, subvenția pe măsurile de agromediu, nici nu ai voie să depășești o unitate vită mare pe hectar. Deci, noi prin acest studiu stabilim exact da? care sunt încărcăturile optime, în funcție și de compoziția floristică, în funcție și de tipul de sol, în funcție și de stadiu de curățire a pășunii și așa mai departe. Deci, vreau să spun că începem și noi să vedem lucrurile un pic mai tehnic. Să nu le mai facem haotic, să nu le mai facem decât din pundere a normei tehnologice care trebuie să se aplice Inginereste, până la urmă pe suprafață. Vreau să vă întreb, ce se va întâmpla cu micii fermieri care au uh, luate de la primării concesionate suprafețe mici, de 10 hectare, 15, 20 de hectare și ei vor trebui să aibă aceste amenajamente? Păi, tot ce înseamnă pășuni, uh -huh. până la urmă trebuie să intre într-un cadru legal de amenajament pastoral. Pentru că, uh, ce înseamnă până la urmă amenajamentul uh, pastoral? Înseamnă exploatarea în bune condiții și în bune condiții legale și tehnologice a unei suprafețe de pășune, da? Pot să exploateze și aia mici, pot să exploateze și aia mari. Până la urmă, având amenajamentul pastoral, primăria scoate la licitație o suprafață de teren. Dacă există doritor, până la urmă se licitează. Dar se stabilește prețul de pornire a licitației în funcție și de prevederile prevăzute în amenajamentul pastoral. Domnule director, o situație pe care am întâlnit-o și știu că există în județ este următoarea. Există un grup de fermieri care folosesc terenul, ei știu de aceste amenajamente, primăria le-a dat terenul și acum spune, domnule, nu mai mă interesează pe mine cine, cine face acest amenajament și cine plătește. Voi sunteți utilizatorii, deci voi trebuie să plătiți. Da. De fapt, în care le, este situația? În lege... Se specifică, se specifică foarte, clar. foarte da. clar că primăria trebuie să suporte costurile cu amenajamentul pastoral. Iar după aia poate din redevența și din exact, exact. taxa care o aplică utilizatorului, se decontează cu amenajamentul pastoral. Deci obligativitatea este a celor care sunt proprietari, nu a celor care utilizează pe la urmă. Obligativitatea utilizatorului este să respecte curățirea terenului, întreținerea terenului, supraînzămânțarea, astea toate se pot trece în contract pe baza uh, recomandărilor din amenajamentul pastoral. Ar vrea să ne oprim un pic la uh, aceste uh, forme de organizare care sunt composesoratele. Și acestea au suprafețe de teren destul de mari, care vor trebui să fie, evident, luate în, în atenția dumneavoastră pentru aceste amenajamente. Ce trebuie să facă ele? În primul rând, compostoratele trebuie să ajungă la acea formă de organizare prin care se demonstreze că desfășoară activitatea agricolă. Asta se demonstrează cum? Asta se demonstrează ori își fac, pe lângă compostorat, un sereleu în care au animale, întrebuințează pășunea pe baza animalelor, atât prin pășunat sau prin cosire în, în, în spectru în care există fâneață sau pot să, să se transforme în cooperative în care toți membrii composesori fac parte din cooperativă și cooperativa să dețină animale și pe baza animalelor să demonstreze că au activitate agricolă dar nu mai putem merge la infinit și nu se va mai merge până la urmă. Și știm foarte clar că degeaba ai o pășune, că ea n are nicio valoare. Pentru că dacă nu exploatezi, nu ai animale pe ea, cum demonstrezi că ai o activitate agricolă? Asociațiile sunt băgate în aceeași. Asociațiile sunt în sunt același lucru. Coposodat. Pentru că până acum au mers așa, un picuț voalat, să zic așa. În asociație erau. De exemplu, noi doi eram uh, în cadrul asociației, da? Da, noi doi avem și teren particular, da? Da. Pe terenul particular, mergeam la apă, îl declaram, aveam pășune și aveam animale în spate exact. și demonstram, da? Dar cu animalele alea participau și la asociație, deci era o dublă încărcătură, cum ar veni. Exact. Și până la urmă, trebuie să ai încărcătura aia minimă, de o vacă la 3 hectare și o două oi la hectare. Dar nu poți să folosești vaca și, sau oaia și pe terenul asociației și pe terenul tău personal. Deci, încă o dată, încărcătura minimă care este, din punct de vedere al legei, legal, o vacă pe hectar? La... 0,3 unități vită mare pe hectar. 0,3 unități, asta înseamnă 3... Uh... Aia înseamnă 2 oi. 0,5 pe oaie. Pe hectar, da. Sau o vacă la 3 hectare. Că o vacă o, la 3 hectare. La 3 hectare. La 3 că hectare. O, o vacă este o Am unitate enteles. vită mare, da? Da. Că asta este calculul zootehnic. Ce mai ne amintim noi de prin Absolut. școală, da? <laughs> Atunci, minim 0,15, 0,30 unități vită mare pe hectare, da? Și maxim o unitate vită mare. Va fi o vânătoare de fermieri care au animale acum? Nu neapărat. Să știți că încet, încet sau se reglează lucrurile. Oamenii știu că trebuie să aibă două oi la hectar, știu că îi trebuie la o vacă la trei hectare. Se vor elimina acei se vor elimina beneficiari acei care ai pășunilor care stau la bloc? Cu siguranță. Cu siguranță. De fapt, asta e... Deci nu va mai merge, omle, am o plasă de crotalii așa, așa, și așa. vreau să iau numai subvenția de la apea. ea încearcă să facă o activitate agricolă care să contribuie economic la Prosperarea până la urmă a... a economiei agricole, da? A agriculturii în am înțeles. Încet, încet lucrurile se... se vor cerne și vom ajunge până la urmă la o exploatare pe bune. Și după cum am văzut, în ultimii ani au crescut fermele de oi, da? S-a dublat numărul de, de, de ovine din județul Hunedoara. Dar s-a văzut și că pe pășuni se curăță. Se îndepărtează vegetația nedorită, se îndepărtează vegetația lemnoasă, Dar lucrurile astea se întâmplă. La un moment în dat s-a constatat că în județul nostru există câteva asociații mai împiciorogate, să zicem, mai puternice sau par mai puternice, care la un moment dat nu mai sunt chiar așa reprezentative și nu mai se luptă pentru, uh, pentru membrii asociației. S și s-a mai constatat că. Nu este tot județul prins în aria acestor asociații. De creșterea animalelor, bovine și ovine, special. Până acum, știți foarte bine că atunci când dorești tu, ca și proprietar de oi, de exemplu, da? ca să ții subvenția pe animale, trebuie să faci parte dintr-o asociație. Corect. Bun. Acea asociație te-a înscris să a tăia chitanța, ai plătit o taxă. Și cam atât, Și asta. Cam atât, da? Exact. Dar o asociație înseamnă, până la urmă, mult mai mult. Înseamnă să te sprijine în controlul oficial al producției, pentru că mai primești niște bani în plus. Să te sprijine în obținerea de inputuri cu o valoare uh, mai mică, pentru că una este să achiziționezi pentru uh, 100 de fermieri inputurile și alta să achiziționezi individual. Un alt lucru care este foarte important este valorificarea. Nimeni, până la urmă, da, domnule, eu sunt asociație, dar nu mai doare, oare un să-mi vând laptele, un să-mi vând brânza, un să-mi vând mielul, un să-mi vând vițelul. Deci rolul celor care conduc o asociație, până la urmă, este pe, toata, pe toată, faza de producție. Nu numai să stai echitanța că ești membru în asociație. Să te ajute să-ți vinzi și marfa, care este, la ora asta, cel mai important lucru. Cum, segmentul final este cel mai, mai final, e, nenorocit uh, acum. Exact. Nu ai unde să-ți dai mielul, brânza, exact. lâna. Și putem pie... spune că anul 2015 a dus prețurile cu cel puțin 40% mai mici față de acum 10 ani. A fost o bătaie de joc la un moment dat pentru anumiți crescători care s-au luat cu mine de păr. Ce fac eu cu. Prețurile astea, cum își pot... Uh, una peste alta uh, trăim într-o într economie de piață. De ce scad prețurile? Pentru că nu este cerere. Este, sau este supraproducție. Sau există uh, producători care au costurile mult mai mici. Și suntem într-o piață concurențială la nivel de Europa. Suntem o piață liberă de la Marea Neagră și până la Atlantic, da. Domnule director, aș vrea să vă reamintesc că fostul ministru al agriculturii din 2015 la un moment dat avea un obicei foarte păgubos de a spune, știți, va fi o producție foarte bună de greu și da, automat, automat uh, cădea prețul. Cei care și la un moment dat. Erau, uh, asta e un, era un fel de manipulare. Era o manipulare clar pentru că. Uh, în special la grâu sunt 3-4 concerne exact. mondiale da, da. care se... duc activitatea. Operatori, la operatori avial, foarte operatori puternici. Operatori foarte puternici care până la urmă fia, fac o chestie de dumping uh -huh. și încearcă să stabilească prețurile. Dar, acum, unul pe altul. Ne uităm și pe bursa de la Chicago, de exemplu, care acolo dai un click și vezi exact prețul la porumb, vezi exact prețul la grâu. Uitați-vă că Chiar dacă au fost secete în 2015 și au fost despăgubiri și producții mici, prețul la porumb, de exemplu, n-a crescut cu mai mult de 10%. Dar producțiile au scăzut cu 40-50%. Care este explicația? Explicația este că odată numărul de animale a scăzut, scăzând numărul de animale, nu mai există uh, cerere Cerea pentru consum, de, consum. Mare, da. de cereale, da? se... Mai e un fenomen foarte clar. Majoritatea fermierilor lucrează cu firme mari pentru achiziția de inputuri. Da. Fac contracte care sunt scadente la, la, faza de recoltare. Și atunci la care ți-au dat îngrășămintele, ți-au dat pesticidele, ți-au dat sămânța, când știe că ți a recoltat grâu sau porumbul vine la tine. Nu, no, tată, ia dă-mi mie banii. Neavând bani, ești obligat să vinzi. Fiind obligat să vinzi, cei care sunt pe piață speculează că tu ești cam forțat să vinzi, da? Și ți-l ia la un preț până la urmă de nimic. Că n-ai ce face. Asta este. Avem foarte puține uh, spații de depozitare dar ca să îți faci un spațiu de depozitare trebuie să investești. Trebuie să te asociezi, pentru că nu este economic rentabil să îți faci individual un spațiu și niciunde în Europa asta. Se face la nivel de asociativ, se face la nivel de cooperativă, se le face la nivel de asociație. Pentru că costă foarte mult atât construcția unui spațiu de depozitare, cu tot ce înseamnă partea de curățire, uscare, toate costurile care sunt pe perioada de 4-5 luni cât trebuie să-l depozitez. Și atunci, soluția ar fi, domnule, constituit în cooperativă, cooperativa a depus un proiect pentru un spațiu de depozitare și atunci nu mai ești la mâna samsarilor care îți dă prețul direct de la, și din, să, din să dai din, de pe capoarii. Da. Trebuie să se capitalizeze lumea. Niciodată, dacă nu, se, nu există capital de lucru de un an pe altul, nu reușești să, să miști prețul. Și prețul, până la urmă, se formează după cum v-am explicat, decât cerere și oferte. Dacă toată lumea ar avea un să depoziteze, la nivel de cooperativă, la nivel de contracte cu firme mari, ar mai fi silit să vândă direct din combină, să vină samsarul să ia marfa. Și l la vinde cu 30, 40% în peste 3-4 luni de zile. Dar asta este până la urmă și uh, vorbea nou ministru al agriculturii uh, domnul Achim Mescu că până la urmă ca să cerem ceva, trebuie să și dăm. Iar la cooperative nu poți să-l impozitezi de două ori pe om. Impozitez și cooperativa, impozitez și pe cel care e proprietar, care vine cu marfa. Dacă reușim să sprijinim, că vorbim de asociere de 25 exact, de ani, exact. și știi foarte bine că erau campaniile alea, gata, numai să ne asociem, să, prin prin să, 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 să facem... Am cea... lucrat împreună o vreme, dar nu le-am dus la finalitate. Domnule, dacă prima dată nu-i dai o facilitate unui om să simtă că, păi, Uite, vând cu 10% mai mult. Avem uh, exemple că s-au dus uh, marii noștri conducători prin Iordania, au făcut uh, uh, baie de soare. Păi unii s-au dus uh, să, aducă apă uh, din Iordania, atât. Vadă care da. e treaba da. și culmea este că de la 9 lei prețul un viu la miel, la anul ăsta ajuns la 5 lei. Da. Deci e păstă 45%. Dar în, uh, între 9 lei și 5 lei există intermediari care uh, fac niște lucruri nepermise. Vreau să vă dau exemplu că în piața acum de sărbători, carnea de porc s-a vândut cu în jur de 1 euro kilogramul, iar prețul de cost la kilogramul de carne de porc este 1 un euro, 1 euro 20, un euro 30. Deci, e clar că e pe roșu. Deci, suntem pe, pe roșu. Da? Dacă nu facem Iată. ceva cât mai repede și să venim cu niște chestii de a sprijini, Vom muri, efectiv. Domnule director, aș vrea să vă întreb, când ați terminat facultatea? În 1997. Că aveți un mod foarte capitalist de a gândi, care nu prea este comun multor altor conducători de camere agricole. Am avut și norocul de a fi printre primii studenții români care au făcut practică și ceva cursuri în Germania. Am avut o colaborare între Universitatea de Științe Agricole din Cluj și Universitatea din, din Stuttgart, la Hohenheim. Și efectiv am făcut și practic câteva luni în ferme din Germania. Și am văzut pe viu, fără să mergem numai să vedem. Efectiv am și lucrat, am și văzut, am și dat cu capul efectiv ce înseamnă economie de piață. Te convinge atunci cu ochii tăi, cu da, capul tău, cu. Noi nu trebuie să ce inventăm Ce fermă... Trebuie să da. vedem la aia care au început să o inventeze. Da. Și dacă e rotund, dar pe atunci rotund să fie. Nu putem funcționa altfel. Dacă Europa funcționează pe model de cooperative, și știți foarte bine că ne luptăm cu piața asiatică, ne luptăm cu piața americană, suntem chiar la mijloc, noi, ca entitate europeană, și nu dictăm noi prețurile. Până la urmă, prețurile la cereale, de exemplu, ați văzut că se dictează la Chicago. Exact, asta mă miră și mă gândeam dacă bursa agricolă românească există. Nu există. Pentru că la Sibiu s-a încercat ceva. Nu există. Și la București s-a încercat ceva, dar văd că nu prea sunt șanse. Din cele 3-4 concerne străine care achiziționează cereale de la noi, cred că, nu știu dacă nu toate sunt americane. Și mai e încă o mare problemă la noi. Încercăm să vindem totul numai la nivel de primă mână. Nu facem procesare. Nu dăm plus valoare. Suntem brută, așa. Da, vindem o grămadă Natural, de grâu da. în Egipt, da. în țările arabe, vindem miei vii la iordanieni. Dacă facem un picus și încercăm să. Știți cum e? Nu vinzi uh, cauciucuri de mașini. Încearcă să vinzi mașini sau mm. să pui plus valoare da. un picuț. Nu vinzi copaci întregi la export? Da. Vinde fă de mobile, mobile sau fă altceva. Fă cel puțin semifabricat, dacă nu procesare totală. Și acum se se încurajează prin absorția de fonduri europene de a uh, stimula prin punctaje și prin uh, impulsionare a celor care duc lanțul până la capăt. Să faci producție și procesare primară și procesare finală. Pentru că tot ați vorbit de acest subiect foarte uh, cal și foarte interesant pentru mulți fermieri și anume proiectele, proiectele de dezvoltare agricole, pe teme agricole și non-agricole, anul trecut mi -a, mi a spus de mai multe ori că instituția pe care o conduceți se ocupă și de așa ceva, de proiecte de dezvoltare da. rurală. Mai înainte aminteam de activitățile Camerei Agricole și una dintre activități este și consultanța în ceea ce privește absorția de fonduri europene. Când să vă caute fermierii și cum să vă caute? În general, noi îndrumăm cam și să îi, îi, canalizăm și să îi spunem că se poate face ceva. Și atunci omul vine, domnule, eu vreau să mă instalez ca tânăr fermier, eu sunt fermă familială și vreau să îmi depun proiect eu vreau să dezvolt o afacere în spațiu rural pe activitate non-agricolă sau vreau să fac o agropensiune. Le explicăm în ansamblu și cam care sunt condițiile, care sunt punctajele, care sunt calea de urmat, iar piața liberă de consultanță, firmele private, îi absorb și îi duc mai departe și canalizează spre un tip de afacere cei care vin la cursuri și discutam mai înainte, vin prima dată și întreabă. Domnule, ce pot să fac sau care sunt condițiile în care sau care sunt condițiile ca să pot să mă încadrez? Și știți foarte bine, de exemplu, dacă vrei să depui un proiect pe fermă familială, aia 15.000 de euro, trebuie să ai 1.000 de unități standard, standard output, SO-uri de alea. Ca să ai o oh, mitră, să ai atâta vaci, atâtea găini, atâta pui, atâta teren și așa mai departe. Le spunem partea de cadru, iar mai departe îi, le dăm lista cu toate firmele de consultanță și merg mai departe ca să poată să-și facă proiectul. Deci, camera agricolă poate să facă ea însă și proiecte? În general... N-am intrat în chestia asta pentru că nu, nici nu avem oameni foarte mulți, pentru că avem asta e foarte, Că sunteți, aveți un volum avem foarte un volum mare de, 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 lucru de, de, lucru foarte mare. Interesant și, că cu câțiva ani nu prea era volumul ăsta de muncă. Păi acum depinde dacă, până la urmă, dacă vrei să faci ceva. Mă duc la muncă de doamne să nu găsesc, cam așa ceva. <laughs> era și principiul era ăsta. Și... <laughs> da, plus că <laughs> mai dăm avizele asta. pentru certificate de producător, care ne iau un, și ăsta un, un o mare bucată de timp. Dar fiind o instituție de stat, până la urmă, este puțin neconcurențial să faci proiecte, după părerea mea, ca și Camera Agricolă. Mm -hmm. Asta, domnule, să facă toate cei care sunt firme private. Important este ca noi să-i canalizăm pe oameni, să facem acel, acea perioadă în care să meargă cât de cât cu lecția învățată la consultant, fermier. Iar consultantul, știm foarte bine că, virgulă, consultanța este o cheltuială eligibilă în cadrul proiectului. Proiectul, da. Pe partea de construcții, montaj este 10% din valoarea totală a proiectului, pe partea de utilaje 4%. Așa câștigă și firmele de consultanță, așa și noi ne facem treaba și îi canalizăm pe fiecare în parte. Noi, sunt, noi suntem, să zicem așa, partea din spate, care încercăm să-i ducem pe fermieri să e ghidați să ghidăm către, până către un, cel către o direcție pe precis. care unii ei nu-l văd sau nu-l cunosc încă. Nu, sunt foarte mulți care vin, domnule, oare ce să fac? Exact. Bun, da. muscat, aș vrea să fac ceva ce nu știu încă. Bun, dar prima întrebare da, la ce te pricepi? Păi știți, eu păi... sunt electronist. No. Am auzit eu că merge, știți că era moda aia cu melci, cu da, struții, da, cu da. alea, cu. Bun, dar îi întreb pe foarte mult, domnule, dar vrei să faci, nu știu ce, eu știu, un avion. Dar ai la cine să-l vânzi. Dar știi cum, care sunt costurile care trebuie să faci lucrul respectiv? Atunci încercăm pe partea de consultanță, pe tehnologie. Și acum vorbim foarte serios. Rolul nostru ca și inginer este până la urmă să vadă omul care sunt și părțile bune și părțile mai puțin bune sau care este impactul asupra uh, ieșirii în uh, spațiul ăsta sălbatic a, a economiei de piață. Dom'le, hai să vedem la ce ne pricepem, cum reușim să, să producem acel lucru, reușim să producem acel lucru cu un cost care să fie benefic pentru afacerea respectivă, Aș vrea să vă întreb, din ce sector de activitate vin uh, acești cursanți pe care, la care făcea dumneavoastră referire la începutul emisiunii? Uh, din, bun, vin cursanți uh, pentru a-și rezolva, uh, să-și finalizeze proiectele pe care le-au accesat. Sunt cam două categorie. Da. Sunt fermieri care au început o activitate da. și vreau să o dezvolte sau sunt tineri fermieri care părinții lor au activitate și vreau să preia mai departe exploatația ca să poată să depună un proiect pe fonduri europene pe instalarea tânărului fermier. Haideți să definim tânărul fermier. Ce înseamnă? Tânăr fermier înseamnă un tânăr până la 40 de ani care are în spate o activitate agricolă a părinților sau a lui, dar el nu are dreptul să fie avut o activitate mai mult de 24 de luni pe el. Dar condiția principală ca să instaleze ca tânăr fermier să preia integral cel puțin o exploatație de o dimensiune de minim 12.000 de standard au SO Și ca să priceapă lumea, ce înseamnă o vacă, de exemplu, are 1.000 și 34, parcă, de SO-uri. Deci, ca să mă pot instala ca tânăr fermier, trebuie să preiau de la tata minim 12 vaci. Dar dacă nu are 12 vaci, po să aibă numai 8, dar în completare mai are și o pășune, mai are și niște grâu, mai are și niște porum, mai are și niște legume, mai are și 20 de găini. Se face completare din, se face alte din sectoare de tot ce înseamnă activitatea agricole. efectivă a exploatației respective. Am înțeles. Există, există și uh, cursanți care nu au deloc legătură cu agricultura, care n-au avut. Deci, Bun, această categorie de, de tineri fermieri de care mi-a spus dumneavoastră, am înțeles-o. Dar sunt unii care nu sunt, n-au fost deloc implicați în da, agricultură, exemplu, dar vor să facă ceva. Dumneata, este inginer agronom, da? Este, treci la oraș, ai un job care până acum nu... Da, târna făcutatea, n-ai profesat, de în... dar ai niște cunoștințe da. în spate și vrei să înființezi o plantație de afin, de exemplu, da? Bun, vii la camera agricolă, domnule, cum să fac treaba asta? Bun, trebuie să ai dimensiunea exploatației minim 2 hectare și jumate. Da. Ca asta îți prevede proiectul, da? Te duci, faci frumos, achiziționezi 2 hectare și jumătate pentru cultura de afin și te interesezi să vezi care este pretabilitatea din punct de vedere pedoclimatică a culturii respective, sunt câteva zone în județul Hunedoare care sunt pretabile pentru această cultură. Te duci fain frumos, ți-ai luat minim 2 hectare jumate. Te asigur că ai și sursa de apă, că fi nu merge fără apă. Și la fel pentru fiecare specie pomiculă în parte, vezi un pic care este tehnologia. Și atunci, automat, vezi ce faci. Faci numai partea de, de înființare, cultură, și vinzi afinele, bun, atunci trebuie să pui 50%. Tu, 50% îți dă proiectul. Dacă ești în zonă defavorizată, mai primești 20% în plus. Dacă ești tânăr sub 40 de ani, iar mai primești 20%, poți ajunge la 90% parte de finanțare. Dacă nu ești în zonă defavorizată și uh, nu ești tânăr sub 40 da. de ani, automat poți să mergi pe procesare, care îți dă iară bonificație în plus până la 90%. Ideea este așa. Acum cam toată lumea are acces la internet. Foarte important să intre pe site-ul afir.info.ro site-ul Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale. Pe prima pagină apar toate măsurile finanțate de către Ministerul Agriculturii, de către nouă program de dezvoltare rurală. Și acolo avem atât măsurile agricole cât și măsurile non-agricole. Sau vin la F Camera Agricolă sau intră pe Facebook-ul la Camera Agricolă unde avem link către toate instituțiile care se ocupă cu fonduri europene. Avem site-ul la Camera Agricolă www.cameragricolă.unedora.ro unde la fel explicăm în mare cam care sunt condițiile și care sunt conexiunile cu, cu site-urile specializate în dezvoltare rurală sau dacă nu, efectiv putem să discutăm Putem să avem o discuție tet -a, -a, a cu acel întreprinzător sau acel fermier sau acel om care dorește să investească în spațiul rural. Domnule director executiv, Camera Agricolă a pornit uh, într-un mod uh, foarte european. A intrat în România. Cum credeți că va evolua în continuare? Uh, până Inicial, la urmă... A funcționat pe bani străini primată, veneau de la Comunitatea Europeană. Da. Cum va fi, cum este acum și cum va fi în continuare? S-a început acest proiect înainte de, de aderarea României la Uniunea Europeană, a fost finanțat din fondurile de preaderare, a fost una din stegulețele alea roșii care trebuia să le acoperim și să da. facem consultanță agricolă. Până la urmă. S-au băgat o grămadă de bani pe la Banca Mondială, mm -hmm. de la uh, Uniunea Europeană, s-a făcut rețeaua de consultanță agricolă până aproape la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială, s-au gătat banii, s-a gătat și instituția. Nu s-a dus Ai mai departe. Totul. Funcționăm acum cam la 30% față de acum 10 ani de zile. O Cameră Agricolă, până la urmă, are rolul de a reprezenta după părerea mea, fermieri. Și pot să funcționeze ca o formă privată. Și cred că asta este, până la urmă, cel mai important lucru. Dar, ca să fie susținută, să se susțină, să aibă funcționalitate și să aibă capacitate de finanțare, trebuie, în prima fază, să fie uh, susținută și de către stat. Pentru că vreau să vă spun următorul lucru. În orice comună în orice sat din județul nostru, exact. din țara asta, principala activitate economică este agricultura, da? Asigurăm liniștea publică cu 3-4 polițai. Este ok, foarte bine. Adici, asigurăm liniștea spirituală cu un preot la cel puțin un sat sau la două sate, da? Haideți să asigurăm și liniștea economică și bunăstarea oamenilor prin cel puțin un specialist, care în prima fază da. să fie până la urmă susținut de fermieri, că trăiește în comunitatea lor și asta ar fi forma privată, dar să fie și susținut de stat. Și dacă am citit și am văzut un pic așa în istorie, știm foarte bine că în perioada interbelică erau acele camere da, agricole, camere agricole regale, se numea, unde era acolo, la fiecare comună era așa, un inginer agronom, un inginer zootehnist, un medic veterinar și un inginer silvic. Da? Silvi, Pentru căre. că astea sunt cele patru activități prioritare și primordiale într-o comunitate rurală. Cum Dumnezeu existau surse financiare da. atunci și acum nu există? Și era după război, da. <laughs> Culmea este că acum avem doar instituții de control... Dar ca să controlezi pe cineva, trebuie să ai, ce și, să ai și ce să controlezi. de lungul timpului, eu când m-am angajat la Direcția Agricolă, am venit din mediul universitar, acum 15 ani, eram vreo 100 și ceva de ingineri la nivel de juretic, exact. la Direcția Agricolă. La Direcția Agricolă mai sunt acum 11, din, din aia 11-5 sunt ingineri, 15. specialiști. Da. Restul sunt personal -tesa care întrețin funcționalitatea instituției. La Camera Agricole mai suntem vreo 10 ingineri. Cam câți ar trebui? Ar trebui cel puțin 69. În fiecare comună, un inginer, cel puțin. Da, riscul poate să apare că în comuna respectivă, de exemplu, porăștie, poate ți-ar trebui agronom, că e cultura mare. Exact. Iar pe lsl lunca Cerni, s ar trebui un zo zootehnist, că acolo predomină zootehnia. Cristian, da? Sau cel puțin în prima fază, hai să încercăm pe centrele apia, pe centrele zonale, să avem cel puțin un reprezentant din ambele meserii, zootehnist și, și parte de cultură vegetală. Dar așa, toate instituțiile s-au debarasat. Veterinarii aparțin de Secretariatul General al Guvernului, care are una cu sunt la mediu. Uh, agricultura e împărțită în 10 milioane. Sunt două agenții care au doar funcție de plată și nimic nu fac consultanță, apia și afirul. Uh, o parte din direcția agricolă s-a dus pe partea de inspecții, control, dar nu știu ce controlează, pentru că la ora asta suntem sub nivelul mării în ceea ce privește funcționalitatea agricolă. Și mai sunt câțiva unde mai suntem noi la Camera Agricolă și ne mai uh, lucrăm cu cei de la Direcția Agricolă, dar unii aparțin de Consiliul Rețean și alții aparțin de Ministerul Agriculturii. Deci este o dispersare totală. Dispersie, dispersie maximă. Maximă, maximă. Nimeni nu urmărește, domnule, care este planul meu de activități, care sunt politicele agricole? Uh, Până la urmă, dacă pe mine mă plătește Ministerul, eu trebuie să urmăresc uh, implementarea politicilor agricole în teritoriu. Corect? Dar dacă eu de la camere nu concluz, conclu, cu de la Direcția Agricolă, cu ăla de la APIA, de la FIR, cu oia de la îmbuțări Funciare, cu ăia de la cadastru, cu ăia de la, de la uh, veterinari, fiecare zice bă, eu am bucățica mea. Fiecare Dar cu interesul lui. Fiecare cu interesul lui și nimeni, până la urmă, nu da. nu urmărește interesul fermierului. Pentru că asta, noi suntem plătiți și eu și dumneavoastră, și oricare din instituțiile din astea din munca celor care, celor care plătesc impozit de zi de zi. Domnule director, din păcate, ni s-a terminat spațiul emisiunii. Eu vă propun ca să avem uh, cât mai ritmic această emisiune despre agricultură, cu uh, reprezentanți din Camera Agricolă și nu numai. Deoarece constatăm că, într-adevăr, ați spus foarte bine, într-un într -un loc unde se muncește în agricultură găsești foarte multă lume, dar nu mai găsești specialiști și asta este un lucru extrem de deunător. Da, până la urmă, rolul este de a canaliza lumea. Nu suntem noi buricul pământului. Important este să fim cât mai aproape de fermieri, să simțim că ne facem meseria și fermierul să fie mulțumit de de munca noastră. Încă o dată vă rog să spuneți telespectatorilor unde puteți fi găsit în Deva? În Deva pe strada Aurel Vlaicu, camera agricola în agricola Camera Agricolă Județeană Hunedoara. În curte, la mediu, toată lumea știe unde este Agenția de Mediu și Garda de Mediu, de la Prefectură... Concluzie, e mediu și Garda de Mediu mai importantă decât ai, Camera Agricolă, decât agricultura? Până acum cam așa era, dar începem noi să fim mai importanți, că avem mai mulți vizitatori. Domnul Călin Marian, director executiv la Camera Agricolă Județeană, a fost astăzi în studioul nostru. Mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc drag. pentru atenția acordată. Ne vom întâlni cu acest domn în fiecare lună cel puțin de două ori pentru că avem ce discuta. Vă doresc o zi bună mâine, ne vom întâlni cu primarul Hunedoarei să ne vedem și să ne auzim cu bine. Pregătiți-vă întrebările deoarece vom avea emisiune în direct. La revedere!